la sau la știu eu ce Da, i-am tăiat craca. da. Prea puțin probabil dacă vine din clanul mondial să se ducă în direcția aia. Acum a câteodată și exagerări pe care n-ai cum să le crezi. Moștenire de familie, nu? Abla. de exemplu, când am de început... început. Du-te dracului și nu mă filma! Ce-i tu? Da. Nu? Da, cum mai ziceam multe filmezi. Da, cum a scos botul când vorbești cu fanii tăi, trag în ei. Le fanii la comentariile, da, dai inimioare. Da. Nu veniți la mine la nuntă parfumați. <laughs> că este o fată care vă miroase și dacă suntem parfumați vă trimite acasă. Asta e una dintre exagerările care nu da, ar fi e, credibile. E la mintea cocoșului, nu? Da. Nu e simplu să vezi atâtea comentarii că o să o dau, să o iei, să o știi, râd, te uiți râd la ele, dar nu, un pic, tot le mai ăsta. Da, 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 sau mai ales când mă pune să-i fac poză, stau cu telefonul să-i fac poză și zic stai, stai, el, la poză el să-mi și atunci îmi pune să roșește Și bă, da, chiar vrei să-mi Datorită anunții, conturile invitațiilor au crescut cu câteva mii <laughs> vizualizări, urmăritori. Urmăritori, bună asta. Am plecat în America pentru că am trecut printr-o perioadă mai aiurea. Sentimental. Nu, financiar. Tu? Da. Cred că un dolar și ceva. E un dolar și 20 de cenți. În buzunar toți banii, până primeam pe ce cu banii, salarul, mai dura vreo o săptămână. Uh, domnul Clay mi și rușine să vă cer, dar n-am ce face, am nevoie în avans de 4.000 de dolari. <laughs> Știți care e chestia? Că nu știu, că vorbește serios sau că vorbește la glumă. Eu sunt tata <laughs> anez, <laughs> <ori>. <laughs> că nu respir bine, că... Și o zis că să citesc o carte, Gabor Mate, zic eu sunt prof de mate, lasă dracului cărțile, trebuie să îmi depășesc trauma că nu respir bine, că nu inspir, eu vreau să inspir pe cât mai multă lume, deși nu sunt influencer și de aia după 2 ani de așteptare, da, ați nimerit bine, sunteți la podcast. Podcast, îi zice Vlad, nu podcast. Podcast. Un podcast atât de simplu după vorbă, după port. Timp de o oră, oră și ceva, o oră fără ceva alături de invitatul sau invitații mei pe care o să am de-a lungul timpului, că pot el ține mai mult de 15 ediții de data asta. O să vă... <gri> și râsul lui Vlad. O să vă încântăm cu discuții frumoase, cu teme noi, cu lucruri care o să vă pună pe gânduri, o să vi se facă mintea. Dar, dar în tot rău este și un bine, ne vedem mai mult cu o oră în fiecare săptămână. Ei, ca să spargem gheața, ca să începem cu dreptul, Doamne ajută ca n-ar la acest podcast, această ediție este una despre cultură. Am invitat un intelectual de rasă, un intelectual de marcă pe care de mult timp doriți să-l vedeți, un om care a rupt trei biblioteci în două și încă le mai rupe în continuare. Doamnelor și domnilor, domnul profesor de mișto Lobo Junior. Livian, bine ai venit în podcast, Mulțumesc ce zici de prezentarea asta? Ola. Foarte bună, foarte, foarte bună. bună, mai ales că am onorea să spar gheața după 15 ediții și, și atâta pauză. pauză, da, da, orice lucru bun în ardeal să începe cu o pauză, că te gândești, știi? Bine, și în Cluj-Napoca nu prea ai ce invitați să aduci, nu ne permitem să aducem invitați din străinătate, adică Na, din diasporă, da. de la București, de la... Așa că pe tine te-am prins de la început, ești un tânăr, o speranță a internetului, a viralității, să zic așa. Pentru început să-mi spui câte conturi, că nu mai îmi dau seama, câte conturi o fi... Pe Facebook știu, ai unul singur. 300 și vreo câți de mii de urmăritori? 10, Așa, pe acolo, da. I-ai făcut organic, i-ai făcut... Nu i-ai cumpărat. Tot tot organic. Da. Asta, asta, asta e mesajul pentru voi. O inimă de flamingi, bineînțeles. Și pe TikTok, acolo e mai multă agitație acum, în ultimul timp. Da, cu TikTok-ul e o altă poveste. Nu prea postez eu pe TikTok. E un băiat, un prieten de meu care postează, l-am lăsat să posteze numele meu. Eu am avut un cont pe care l-am pierdut, aveam numărul de Turcia, am venit în țară, n-am mai avut acces la numărul de Turcia și TikTok. -ul de ce ai făcut în Turcia? <laughs> <laughs> o emisiune fără perdea. <laughs> cu bibliotecile da. din Turcia da, să citește mult acolo <laughs> multă lume de care, la la de la dreapta la stânga și dacă nu ești atent poți să-ți ceva în carte și după aia <laughs> <laughs> între file da, deci acolo să înțelegem ce postez, cam ce postez după Facebook Pre preia și exact. cu, da. da, da ce Ci ciudat pe TikTok-ul ăsta că nu prea arată în ce zi e făcut sau mă rog, trebuie să intri acolo, ți se pare că toate sunt actuale. Da, pe postează ceva de dimineață și mă ceartă lumea, băi, dai copilului mâncare de dimineață seara sau știi? <laughs> Cum e experiența asta de proaspăt, adică nu chiar proaspăt tătic? tătic? foarte frumos. Foarte frumos. Cât are, dar zi te rog numele băiatului tău complet, prenumele Joseph? Pop, Liam, Joseph, și mai are un nume, dar ăla... Nu-l nu dăm. Nu-l dăm. Liam. Liam, da, Liam. soția ales. Și se citește cu accent Liam sau numai Liam? Sau cum ar citi mătușa mea sau ar rosti mătușa mea Liam. Liam. <laughs> Liam. Liam spus. Liam treci Liam. în coach. Adică pochilii, lumea familiarizată <laughs> da, da, cu clanul mondialul, da? Mătușa dinspre mamă, doamna da. pochili care e pe Italia și da, bineînțeles da. o duce bine. Strămătușa lui Liam. Liam, Liam hai la mătușa. da. da. <laughs> da. Da, multă lume îl iubește pe Bogătașul, multă, nu? Multă lume, Cine i-a pus numele Bogătașul? Tata. tata. <laughs> <De> <laughs> te chinuiesc, te cum, mă chinuiesc și eu. Am pus nume frumoase la copii, de exemplu, la mare Ștefan, mă, că e traductibil în orice limbă. B Steven, Esteban, B nu? Și soacră mea, Esteban, nu? Fal nu Esteban? Stanga, Ștanga, bineînțeles. Emisiunea să filmează dimineața și dimineața trebuie să beau apă. Am citit în niște cărți de dezvoltare personală. bemă, apă să nu se vadă ca ai ochii roșii. Și de asta zic că... <laughs> și soacră mea măcar să-i fi zis Ișvan cum se traduce în limba a, limba maghiară limba cailor cum se zice <laughs> a, așa zicea Vadim și cu funar dar așa e no, soacră a fost oia ea pe acum no, mai nechează la mine <laughs> și zice piciu deci îi pui nume frumos și zice Pitiu și mai zice Puțuri Cuțuri zice, puțuri. zice soacră Puțuri Gherechi mai zic că e copil nu-i câine mulțumesc <laughs> pentru atenție a fost Nicu Bende într-un număr de stand-up comedy dar inspirat de prezența lui Lobo mai da. <laughs> Și cu porecla bogătașul. Boga da, da. Vine așa, dintr-o situație foarte amuzantă. Tata, după stilul lui, no, când o venit copilul pe lume, s-a așa, prima, prima lui reacție, e român. <laughs> e român. E român. E român, e da. român. Și a început cu fel și fel de, nu glume așa, sau porecle Etnice. știu eu. Da, dar un pic mai... Îndoite. Da. Și m-am zis, bă, să nu te prind că îl faci cum l-ai făcut pe Lobo, tot sugar și știu eu cum. Sugar! Da. La stai, să nu te aud. Știi? Ce bine, mami, bogătașul. Cum îi pui, așa rămâne. S-a da. lipit. Bine că da. Lobo tot el ți-a pus lup, că ești lup, nu? Da. Că ești... Da, da. Și cocotierul asta de unde o... Eu... Mânca mandarine cu nucă de cocos. Și te-o prins cu camera filmat. Cu... Pe vremea aia nu era cu camera. Nu. Pe vremea aia filma numai Pe cam... casetă video. Da, da, da. da. De eu... Cred că ai cea mai bogată arhivă dintre da. tinerii din ziua de azi, că de la primele zile da, chiar și de pe Ungaria ești filmat. Poze. 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 Și-au pierdut multe și -o casete pierdut. și poze. Da. Și acum continui cumva tradiția, adică deja și bogătașul e în centru atenției și el deja l-am văzut, știe zâmbi la cameră, e atent. Da, e... are o rampă de lansare, să zic așa, în orice direcție vrea să o ia, se poate folosi de chestia asta. Crezi tu asta? Uite, eu nu prea expun copiii, bine, sunt frumos și ei, dar nu prea... <laughs> <laughs> Ce zici? Da. Viitorul ăsta e să-i menținem în centru atenției, să... Acum depinde, dacă vrea să lucri la serie sau la știu eu ce... E. Astea? Da, i-am tăiat craca. Da, prea puțin probabil dacă vine din clanul mondial să se ducă în direcția aia. Deci, o să-i prindă bine. În rest, da, că în rest ai nevoie la orice, de expunere, de... Da, e, nou, e plăcut și am multe beneficii și eu prin faptul că mă cunoaște lumea. În orice oraș mă duc, oriunde, la magazin, nu că mă bagă pe mine, mă ia primul la rând sau așa, dar văd cum reacționează lumea când mă vede, călduros. Bine, și firea ta e asta, e spre deschidere, cum ai zis, că eu vreau dacă mă duc la restaurant și mă salut unul să-l chem, hai și stai cu noi da, la masă. Da, foarte adică social, da. Dacă ești o fire mai introvertită, mai... și da, celebritatea da. nu-ți face bine, adică parcă te agasează, te sufocă, dar la tine nu-i cazul ăsta. Din contră, dacă omul vine spre tine cunoscându-te și așa... Da, cât timp e politicos sau... Chiar și am avut am multe cazuri când îți la masă, îi servez, masă masa, vine, mă salută sau să facă poza, n-am nicio treabă. Adică nu o cataloguez ca fiind de o nepolitețe. Da, da, da. Și da. lucrul ăsta. Cam de pe la ce vârstă ți-a venit chestia asta? Adică ai văzut că, bă, mă știe lumea de pânăt. Era la liceu sau? La liceu. La liceu. Da. Atunci a se posta la greu pe YouTube. YouTube-ul, da. YouTube-ul. Și... Da, și în perioada aia mă ține pe mine cu camera. Cu... Ce camera Era stativ. Avea? <laughs> da, a, după aia și-o lua și trepied, nu? Da, da când și-o luat ochiul de bou. Ochiul de bou, deja de s mai liniști treaba. Da, da. Când, și cum era? Țineai camera? Da, da, cei drept. și <coughs> deci, îmi dădea camera, îi vine lui, hai filmează-mă, bun. La povești cel mai, cel mai dezmis se întâmplă asta porneam camera, începeam și stăteam, îi ascultam și o poveste. Deci crede-mă că mi se părea că treceau 20 de minute. Și când mă uitam pe cameră că tot trecut o oră și ceva. Și eu eram tăcut cu mâna așa. Acum dacă mă pui să țin paharul ăsta sau că atâta când și că camera aia de pe vremuri. paharul ăsta îl vom da să-l duc acasă, piscină pentru bogătașul. Pentru Deci treceau foarte. Numai și care mai era problema? Mă duceam în club, vârsta fiind, la 3 dimineața, dacă îi venea lui, mă suna, hai filmează-mă. La 3, la 3 dimineața îi venea, e nu de. știa să intre pe Facebook, să se logheze. Dar era simplu, puneai parola și dădeai logare. <laughs> Trece acasă. <laughs> si. da, de, cumva te-a... Vorbim despre Nelson Mondialu, da? de deci s-a prins lumea, nu? <laughs> da, n-am folosit C niciun apă la niciun ăsta. Da, da. <laughs> da. da. Dar până la urmă am văzut că au avansat și știe și din domeniul mai tehnic, cam... editează și... Da, mult mai bine știe decât mine. De... Deci cum să zic, au adaptat ce știa din tinerețe la ceva mai modern, la... Da, da, da. Adică, practic, în continuare, Nelson, îți fură ochii. Adică, dacă, dacă îl urmărești, Ochii îți... okay, timpul. Ochii okay, timpul și... Da, mă rog, acum vin generațiile tinere, dar e greu să ții pasul tot timpul să ai subiecte. Tu cum îți gândești subiectele, să pornești telefonul și... Nu, îmi vin așa. Nu stau să-l gândesc. Pur și simplu îmi vine secunda. Scânteia aia, scot telefonul și filmez. Și continuă, de mai pui niște minciuni pe lângă chestia aia. Sau nu chiar minciuni. <laughs> glumițe. Niște glumițe. Da. Uh, tu zice fake news, dezinformare de fapt, e o caterincă, nu? E da. o, adică pornești de la un simbol de realitate și... Exact. E... exact, și de acolo, acum câteodată sunt și exagerări pe care n-ai cum să le crezi. Moștenire de familie, nu? Avla. De exemplu, când am fost la... M-a invitat să cânt și eu la nuntă, că până la urmă m-a încântat Hai. acolo, m-a încântat că nu râdea lumea la ce zic eu. Ei, ca să pregătesc glumele pentru nunta ta și Alexandrei pe care o salutăm... Mami, Mami, nu te-a apucat de filmat. Ianuarie, soția Alexandra, nu... Să știi că în ultima perioadă o mai luat și telefonul și mă mai filmat pe mine, pe copil, fără să zic... Da, vei, uite, așa a început și mama Liana, bineînțeles, a în început. început? Du-te, dracului, și nu mă filma! Ce-i tu? Da. Nu? Da, cum mai ziceam, te filmezi. Da, cum a scos botul când da. vorbești cu fanii tăi, trag în ei. Le fanii tăi. la comentariile, da. dai Scos bot acum. Am te să nu te văd. Yeah. Aia fost tare când ne o și cu tine erați în altă cameră și a venit tata Nelson și a mâncat bocă cu fasole. Lobă unii! <laughs> tata Nelson știa că urmează reacția da, 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 da. Și ce? Iar învață, ce învață? Da, să, că învățam, mă, sunt Pentru facultate. Să dea la facultate, sau auzea mama Aliana din altă. Ce facultate e tu? <gătă> mai multe dă, la mai multe, ca să fie sigur că intră. Da? Zice, Avea mă, mă, din nu vezi ranga și cu pompierul. Ranguța și cu pompierul da, pe Ita. Ce rânguță? și <gătă> da, da, mama. <gătă> și Geografie. Ce geografie? Deja pe harta, acum GPS-uri. Alții la vârsta lui. Și-a -a. venit Liana, a venit nervoasă și eram sigur că te filmezi. <laughs> da, 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 da. Pompierul. La nuntă ți-am zis că m-am simțit ca într-un clip de-a luatat. Cu... <laughs> Pompierul, majarul uh, peștile. Da, Numai pește peștile la da, voi la da, nuntă. Da. da, asta că era la nuntă și vezi că lumea e contra... Pe de altă parte și dorește lumea să afle noi, nu lui talul Lobo, copilul lui Nelson, no. Vrea informație, tu o transmiți, dar îi spui chestia aia că, bă, da, să nu veniți la mine la nuntă parfumați, <laughs> că este o fată care vă miroase și dacă sunteți parfumați vă trimite acasă. Asta e una dintre exagerările care nu da, ar fi e, credibile. e la mintea cocoșului, nu? Da. Sau că mami nu mai vin la nuntă numai 50%, și o să fie 5 camere. Deci nu dăm voie cu telefoanele că 10 la am. o cameră. Să... <laughs> da, dar. Cu... Asta e la voi, la uh, Enciclopedia Nelson, dacă am, en, Enciclopedia Mondială, dacă am început-o cu Cultura. Că voi dați simți de credibilitate, știi? Da. Lumea îți se întreabă, bă, aș... da, da, dar da. după ce vezi vreo 10-12 filmulețe de astea, <laughs> râzi. Și te simți bine Aia. și că ăsta e rostul. După nu? Înțelege, da. Adică tu pe net, de ce te expui? De ce? Ca să faci lumea să se simtă un pic mai bine. Să... Într-un fel, cei care își expun viața pe internet sau fac clipuri, cum spui tu, lumea critică, bă, de ce te expui? Dar în spatele expunerii e și o muncă, și muncă psihică. Adică nu, e simplu să vezi atâtea comentarii că o să o dau, să o, o iei, să o și râd, uiți râzând la ele, dar nu, un pic tot le mai ăsta. Exact. Nu, nu la comentarii, dar ții cont de ele cumva. Adică... Nu țin cont, nu. Pe mine mă amuză. Numai, nu, Văzându-le așa, vrei, nu vrei, poate tăți se adună și îți mai vine în cap sau la un moment dat îți vine să dai un răspuns când vezi că cineva chiar, știi, aberează. Deci înseamnă că un pic te afectează. Bine, tu ești încă tânăr, adică mintea ta... Plus cum că scălit. Zi. Ești scălit de mic. Da. Cu tata, cu emisiunea, cu astea... Ai făcut față. N-aveai de ales. Vezi? Da, Aveam așa ne adungă cum avea tata când era tânăr. Cum îmi ziceau? <laughs> nu știu. Catani, Van Damme, avea el A, de numire. Nu, Elvis. Elvis. Elvis, Elvis. Nu-mi nu ne ajute Dumnezeu dacă îmi pun dinții, vă ascunde muierile din fața mea. <laughs> așa e? Cum le-a mesaj la fostele tău? Vă pare rău că m-ați pierdut. <laughs> Apropo de fostele, tu trăiești bine în prezent. Adică... Da. Odată se căsătorește omul prima dată și... Doamne ajută! Doamne ajută! E și ultima! E și ultima! Dar un frate, o soră la... Bogătaș? Ce-o zis, un... ce zis Florin Salam? Ce-o zis Florin Salam? Ce-i băiețel sau fetiță? Da. Curios! Așa acolo a fost amuzantul, da. faza! ce e băiețel sau fetiță? Zic nu, nimic. nimic! Dar și eu n-am făcut nu, am făcut... O... A, nu se știe! <laughs> Bine... Uh la nuntă, o lăm noi păsărite așa, că a fost o nuntă, eveniment oricum pentru da, Cluj, Napoca, să ai atâția invitați și să ai atâția artiști, niciun scandal, nicio nelamurire, da. nelămurire, nicio... Chiar foarte respectoși invitații și... Da. Și, și, cei de la sală au zis, mă, sincer să zic, invitați ca așa, trebuie să nu avem incidente, nici măcar să verse careva. Și am zis, să rămână mănășturul, i antrenat. Da, 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 <laughs> pe fost acolo peții cartonul erau oameni în care putea avea încredere, da, da. deși îi salutăm și pe această cale. ești la bibliotecă acum, La nu? bibliotecă, La da. bibliotecă, Lectură. da, conspectează ceva. Asta și cum erau trecut frumos la mese, căpitaneasa Faraonul, da, adică... Da. Pentru fiecare, da. Șoșocarul, adică fiecare. Da, da. E, nu te treceai pe unul, de exemplu, Liviu Moldovan, știi, îl vedeai pe ăla în stare să-și ia buletinul. bă, mami, cum mă da, Adică, mă, înțelesul lor, pă... Da. Foarte frumos și cum era afară cu... Lumea putea să-și ia o înghețată, o... Da, am avut... Am un avut. dulce, aerisire, verdeață, deși o ploat în ziua aia. Au fost staiuri acopluat, pentru că aveam și două mașini de epocă și erau cumva corelate cu standul cu țigări, cu trabuc. Cu trabucul, dar da. Putea să-și facă lumea pus acolo cu trabuc. Drept că de pe la 10 n-am mai găsit niciun trabuc la stand, dacă când m-am strâns cu unul în brațe, nu știu, era... Să <laughs> de detona, nu știu. <laughs> Naiul <lui> zanfir. <laughs> da, da nu, no, așa e la nuntă, nu? Adică Cum au fost și colțul de caricatură. La... Cred că prima caricatură la Nelson i-a făcut -o, nu? Prima, da. El la cât ajuns la sale? a ajuns la sală? Primul ajuns. Nu, ia... deci normal nunta trebuia să înceapă la patru la jumate, 4. Lui am zis la ora 2 să fie acolo. Stă <laughs> ce merg ce să fac acolo? <laughs> Când a ajuns nici chelderii, nimeni nu era. <laughs> o să, o să... No, nu, nu nimic, Liană, stai să vezi. <laughs> Da? Deci să mai întoarce roata. Uite, aflăm în premieră că și tu îi mai dai contre. Da, da, da. Sau mai ales când mă pune să-i fac poză, stau cu telefonul să-i fac poză și zic stai, stai, el, la poză el să-mi foie. și atunci îmi pune să roșești și bă, da, chiar vrei să mi Da. Și ce-o și -o filmat el o tură bună când era, nu era, arăta ni aici, e la masă, aici ai eu din câte am văzut așa fugitiv, pentru că au trecut foarte repede, eu nu dar eu l-am văzut în <laughs> camera mea principală. Da, da. <laughs> și ce am apre... apreciat, că nu s-o îmbăta lumea, adică deși eu a fost băutură de ca, ca la nuntă, nu? Da. Nu ca la all inclusiv unde de... aici. Și o văd că mică, umple-l! <laughs> lumea a venit să vadă și petrecerea și Marcel Pavel, am apreciat faptul că el o stat la poze cu toată lumea. Da, foarte respectos domnul Marcel. Deci dacă știa și scrie, cerea lumea autografe și le dădea. <laughs> nu, dacă da. știa și ci... În fine, eu, Marcel Pavel o cânta frumos, nu, ați dansat. N-ați repetat dansul Miresi deloc? No, -am nu, făcut Ați mers arat. pe instinct? Pe... Da. Pe instinct și pe coordonarea soției. Stai așa, eu zicem, stai să te ce și să nu îndrăznești. <gântu -i> Bine, era și fumul ăla de picioarele, nu s-ar prea văzut cum umblă. cam pe, da. Cam măgar un cum ceață. Ai spus și tu, am văzut cele mai lungi picioare din viața mea. S-a Să aplaudăm soția. Salut, la noapte, da. Măi, cum îți vine improvizația la secundă acolo, nu? Când ești, bineînțeles, într-o tarabă sau pe un nivel cu Florin da. Salam, trebuie să încerci și tu. Da, da, da. <gântu -i> După aia au venit la mare la Nicolai, eu n-am prins momentul. A, mi-aș fi dorit, că, că vine mai târziu. Eu venit. am venit la branch nu. Da. <laughs> Ca la Antol, știi tu la cine? Da. la bambiulă, nu eu. Ce, nu bine, putem oprim film, e ok? <laughs> mulțumesc, vă mulțumesc pentru încredere. E Pot. greu după atâta timp să un podcast și cu un invitat care se te oblige. Mi-am făcut și documentare, dar nu știu pe unde mi foile. Lăsăm discuția să curgă, nu? Mm. Bineînțeles. Tata bandit. Tata bandit. Uh, da, și uh, a fost și muzică populară. Branciu a făcut un colaj un medley extraordinar. Da, un, deci Branciu ne-a impresionat foarte mult la ba. spectacol. Și, iar Marcel Pavel, eu nu l-am auzit niciodată pe Marcel Pavel live. Are o voce. Are o voce în continuare, deși. Foarte bună. Și și la aspect. Ce vrei să zici până asta? Nu-și reprezintă vârsta smoking, atletic, da? Da, da, da. Și a fost greu de adus artiștii ăștia, zi, domne, e greu să adun spuma artiștilor la o nuntă în acea zi. deci, per total, așa cu nunta, toată lumea îmi zicea, Livian, o să vezi ce agitație ce te stresezi, până înainte cu 5 zile, și cum a decurs totul? Bine, nu chiar înainte cu 5 zile, înainte cu vreo, am avut un mic incident, cineva, o trebuit să schimbăm niște artiști, da, până înainte cu 5 zile au decurs totul perfect. No. înainte cu 5 zile de nuntă, au început telefonul să sune, au început artiștii să, ai, să, îmi prezinte anumite pretenții, să le zic așa, cum ar fi să dau bani înainte. Deci le-am dat avansul, ei au ajuns la Cluj înainte cu o zi și au zis, nu putem veni la sală dacă nu vi să ne dai banii. Și culmea în ziua respectivă, Alexandra nu no, a fost la machiaj și au făcut ce au avut de făcut. La ora 12 l-am culcat pe Bogătaș, eu trebuia să fiu la 4 jumate, Bogătaș o dormit până pe la 3 și un sfert. Artiștii, nu zic acum neapărat cine, dau o trupă, o zis, mă, nu venim, cine și ce-o fi pățit pe la București sau pe știu eu unde, nu venim până nu ne, nu ne, dai banii. No, bun, eu în haine de mire, tot, tot, tot îmbrăcat, m-a deschiat la cămașă să nu fiu transpirat, oricum deja aveam așa pată, du-te, dă-le banii, soția cu copilul o mers cu mașina de epocă, mașină în care trebuia să fiu și eu, au ajuns la sală, deci eu am întârziat la nunta mea vreo oră. e agitație. Și se aduce așa pe toți. Primul mire, așa de titlu, primul mire care a întârziat la propria nuntă organizată de el. Da. Dar auzi, n-ați avut de wedding planner? Am avut. Că e la modă, nu? Da, am avut-o pe doamna Julia de la Vivid Events, dar ea s-a ocupat numai de aspect. Deci nu o stat acolo ca să dirigeze sau Ia înainte să înceapă nu nuntă a plecat, pentru că am angajat-o numai pentru, pentru asta. Cu penele, cu meniurile, cu tot, tot, tot. Și cât la sută din stres v-a luat? Ne-a luat. luat. Da. Și-a făcut treaba bine. Și De partea bine. cu artiștii, tu ai o legătură. Da, cu managerilor. Da, eu am vorbit cu ei. Așa nu-i nu mare lucru. Cum faci? Intri pe net, cauți un te număr de... Te <laughs> bine, partea asta da, e un pic Bun, mare lucru. Dacă trebuie să ai un număr de contact într-adevăr, trebuie să ai o relație două ca să te... Să ți facă legătura, dar am avut noroc că cunoștem oamenii potriviți. Ca să revenim la faptul că ce bine e dacă te știe lumea, da. nu? Da. da. Familia, familie nu s-au băgat în playlisturile nunții tale. Ba da. Hai că s-o băgat. Tata a zis, Bă, vreau să-ți fac o surpriză, o adus-o pe doamna Ancuța Angel cu formația, fata ei și nu știu cine sunt restul domnilor, dacă stă ceva de amul. Ce, <laughs> Ce <tirașii>? <laughs> <laughs> Și pe Florin Salam. Două mii surprize, atât s-a putut. Da. da. Tu țineai să ai o... Asta cu Andracari până la urmă, chiar... S-a produs o extorsiune undeva în canalul de comunicare? Ceva de genul. Da. Dar să zic, așa sincer, eu i-am zis și soției atunci, nu fi supărată. Nu? Așa că tot timpul în viață am văzut că tot ce mi se întâmplă ce nu ar zic, ce aș simți pe un moment că nu-i bine sau m-ar supăra, pe final Dumnezeu mi-o dă exact așa cum ar trebui să fie. Și așa a fost și în cazul ăsta. I-am soției nu fi supărată, că o să vezi că o să iasă bine totul. Și a venit domnul Horia Vrenciu și 100% zic că a ieșit mult mai bine. Cu bandul lui impresionant. Da. Cu... No, foarte fain a ieșit și s-a implicat Horea. Adică nu stat o secundă, nu stat pe scenă. Au fost reușit. Deci tot rău spre bine. tot, tot rău spre bine, da? Încă un sfat. Până la urmă lucrurile se potrivesc. Tu citești cărți de astea de dezvoltare personală? Nu unde... mai de... dezvoltare personală. Da. da. Ajută. Limbajul lui. Da. Când ai un tată ca Nelson, mai citești și din culegere? <laughs> pentru că... Pentru, că pentru el era o carte psihopatul de succes. <laughs> psihopatul de succes. <laughs> Dacă <o> știi. Da. <laughs> nu. Nu? <laughs> e, scrisă. e scrisă. psihopatul de succes. Și trupa provincială, trupa de cavărul au fost o surpriză tare plăcută. Da. Au cântat, au ridicat pe toată lumea de la sala de, da, de la, de, de la nu, mese da. și au dus-o pe de dans. Sincer să fiu, nici eu nu-i cunoșteam înainte pe provinciali, dar îți Merită. Trebuie, da. Da, da. Multe trupe bune de cover -uri. Aici da. ai de unde alezi și nici nu așa pretențios bănuiesc ca și nume de mar, nu? Nu, no, chiar. Dar totuși. <laughs> adică stau e, e trupă mare. Știi, și asta aici un pic. No. La cazare e problema, nu? Și la cazare, și la drum, și la orice. La porții. La porții. Cât a fost o porție la voi? Meniu. Meniu. Să zic faza amuzantă. Te rog, pe, da, nu te-am chemat să-mi spui cursul <laughs> <valutar>. Triste. <laughs> toată lumea înainte, adică toată lumea. La cine ziceam, bă, vrem să ne facem nunta la sala Elitii, sala nouă. Zici, aveți că ți pe la meniuri. E scumpă, nu-ți scoți, nu-ți faci. Sigur, zic mă, acum cât poate fi, zice, e scump? Bine, mă duc cu soția acolo, ne prezintă, deci foarte amabil, foarte așa, meniu premium, platinum și așa mai departe, 90, 100, 110 euro. Obrăjori de vită, una, alta, porcheta. Porcheta, fără porcheta nu-i nuntă. O cotesc pe nevastă și zic, mami, dar nici nu e așa scump. Ea zice, zic, să rămână, platinum, porcheta, obrăjori, zice, bun scrie acolo și acum vor să vă alegeți meniul de băuturi. <laughs> platindu silver gold 40-50. Și acolo. <laughs> da, da, se merită fiecare bănuț. Dacă vrei o nuntă, poți să ai o nuntă foarte frumoasă, extraordinară, dar dacă vrei tot pachetul să fie și sala faină, să fie, știi, te duci acolo la Elitis, în Cluj cel puțin. Aia că tu ai făceai apel la cei care v-au fost la să-ți trimite filmările, pentru că sunt transmitea în timp real de acolo, pe TikTok, pe Facebook. Da, da, multa lume era. Le-am datorit anunții, conturile invitațiilor au crescut cu câteva mii <laughs> vizualizări, urmăritori, urmăritori. Bun, asta. Da. Eram la nuntă, nu intrasem la momentul tău, meu, <laughs> și deja primeam pe WhatsApp. Bă, cum e acolo? Și... Da, da, da. Adică ca și când s-a transmis aselenizarea pe da. lume, fiind o emisiune de cultură, așa era. Da, foarte multă lume a fost interesată și țin să vă mulțumesc pentru acest aspect, că mi-a transmis energiile bune. Și alea pe, aici, pe plicul goale? Vă mulțumesc și pentru alea. Nu ai găsit nici pe camere, nici pe... Dar de vezi ce comentarii primesc? Zim, Pleg, ce... Plec, mă, ți-aș fi dat un plic? Să lipească. <laughs> nu gol, flag <flec>, mai el și <laughs> ți-l dădeam. Eu ți-l dădeam. <laughs> de ce atâta răutate? Gratuită, Adică oricum la care ți-o scris astea veci nu putea să vină la voi la nuntă. De ce? Și plus de asta la care mi a scris îți bag mâna în foc dacă mă intersectez cu el știi, schimb. Facem o poză. Or, ori facem o poză, ori mă simte că sunt un om cald, Și, și dacă ar vrea să fie rău, nu, nu poate. Pentru că de atâta timp de când, de când îți expus, să zic așa, prin intermediul clipurilor tatălui meu, n-am întâlnit o persoană care să fie încruntată sau să fie, știi, să-mi transmită energia aia de nerv față de mine. Poate o secundă, două la început și după ce mi-a văzut zâmbetul, sunt a Sunt s poate nerv la ur? La ur. <laughs> la ochiul de gâscă, da, de curcă. Asta zic se vede mult, nu știu dacă asta e o caracteristică a poporului român, dar când ești numai tu la ta statură, da? atunci da. dai în tătă lumea, e cel mai grozav. Da. Poate că și deformează un pic internetul ăsta, nu? Oarecum. Adică tu încerci să vii cu cele mai bune intenții, cu spirit deschis față și până la urmă astea oricum se interpretează, nu crezi? Sau să înțelese greșit. că adică poate dacă eu chiar vreau îmi cumpăr ceasul și chiar vreau să dau niște... Asta de care? DuPont. Dupont. Da, nu-i scump, e, e firmă de brichete. La pont l-ai luat? <laughs> La pont. <laughs> dacă chiar vreau să-mi dau cu părerea că nu-i nu scump, 500 de euro cu toată modestia sau așa și vrea cineva, tu ești interesat să-ți iei. Păi nu ești curios să asculti despre da. ceasul meu. Poate 10.000 de oameni nu sunt curioși. Dacă nu ești curios, de ce să stai? Sau dacă n-ai uh, puterea financiară să-l iei? de ce să arunci, știi? Schimbă canalul, nu? nu? Da. Și acum te Sau puneți de o parte bani. <laughs> nu merge la anunț. Exact. Sau dacă erai cu o rânguță e calificat, îți luai acum cât e după întâlnă voi ai tu. <laughs> no, Apropo, pompierul mai activează? nu, nu, nu. Au trecut vremurile, gata. Acum a dus pe partea cibernetică și el. <laughs> da. Uh... <laughs> O meserie care prinde rădăcini la români <laughs> <laughs> și cântă, cântă provincialii, râsete, zâmbete și vine, așa zis o MC sau omul care prezenta, așa, domnul Petrică uh, pa Pavel, Pavel Pavel, Pavel. Pavel. Pavel Mărginăt ia scolăria. microfonul relaxat, zice, mulțumim și acum urmează momentul de stand-up comedy. Eu i-am spus, atât când mă duc, că mă duc la 5-6, nu în și eu, și le spun la cei care se ocupă, nu zice stand-up stand, comedy. Da, da. Umor, cu stand. a venit momentul de stand-up comedy. tot s <laughs> la bugă atunci, bineînțeles că ni, sub inspirația lui tata Nelson, ți-am luat de mână, să vede și pe filmare, putem da niște cadre, niște inserturi, mărsi, omul de la PGM, omul de la arhivă, Picasso, Picasso asta, știi cum, ni, bineînțeles. Am avut bună inspirație sub înrăurirea lui tata Nelson să vă iau de mână pe tine și pe Alexandra și să vă așez la masa mirilor și atunci și lumea s-a așezat în Ce sală. Și drept am crezut că am făcut ceva greșit că m-ai luat un pic cam brutal. L-am luat. <laughs> lu nu ți-ai făcut tema. <laughs> și mi-am putut rosti și eu momentul greu. Într-adevăr e greu să faci momente de umor la nunți. Foarte Multă greu. lume și refuză din branșa asta pentru că acolo îți păr sensibile copii, copii mici, soacre. Adică nu știi în cine dai, cum nu dai. Spunzi. Mireasa așa și e destul de stresată, adică și în ziua aia să mai fii atentă, ia să nu zică ceva rău de mine, să nu, dar până la urmă cum am scos-o la cap. Foarte bine, deci toată lumea a zis, bă, atâta de frumos și cu bun simț, o dat-o și într-o parte și în alta, foarte frumos ai manevrat. Ca dovadă, tata Nelson s-a revanșat în direct. O verdeață. O ver atâta numai, la pădure, bine. <laughs> Ei o colată la copii. Da, pentru că urma partea grea, și aici am ajuns. Florin Salam, care a venit, Ferenț l-a adus, sau cine? Nu? Sau echipa lui. Nu, echipa lui el a venit, da. dar au avut cântare la un altă parte și au venit, cred că din Craiova. Obosit era, stătea, bea apă. Obosit, dar în același Confirm timp. Confirm că era foarte cu minte până începe momentul lui, adică să regăsea. Da, da, dar au da. făcut și o oră jumate? Nu, două, două. ore jumate. O oră jumate o filmat numai cameramanul. Îl salutăm, <coughs> că oricum o filma frumos, dar... Frumos, da. Și acolo se continuă discuția. Da. da. Nu. nu știu. -t. Și acolo am avut problemă. Eu stăteam liniștit, am zis, nu, no, mă uitam la clipurile de pe TikTok, vedeam cu Florin Salam dedicațiile, îmi că mai ales Salam o făcut la imp improvizații la secundă, am zis, no, nu, bine, trebuie să-mi trimită filmarea. Înainte cu o zi, două, mă sună tata. Zice, mă, da ce camera mă ne-ai angajat? <laughs> Când am auzit azi oi. <laughs> Dar de ce? Păi mă, stau la unul jumate, eu plecat. fa, mi-a picat cerul cap. Am cum să plece? L-am sunat și zis, pe, am avut contractul până atunci, am stat, Nu, no. A fost și greșeala mea, într-adevăr, că nu i-am zis Înainte, mă, stai până la final, la lăutari, filmează toate momentele, că de-aia dă lumea cu banii, să pe amintiri, să nu. No. Din păcate, o oră jumate nu. <laughs> și și după aia s-o mai da cu bani, nu? după aia s-a dat mai... O mai deschis tata Nelson cu ni, 5.000. Da. Și după aia, cum o zis domnul Florin Salam, pompierul s-o spar conducta. și pompierul... <laughs> și pompierul, da. Și majarul și da. tot. Da, nu, da. e fain. Dacă arde cartierul, mă salvează pompierul. Da, foarte faine vorbe. Mamă, și când ajunge amaru, mă duc până la majarul. la, <laughs> la <K> <laughs> Dar cum s-a interesat despre voi sau cum au ajuns să scrie versurile astea? De la secundă. La secundă. Da, la secundă. Sau poate înainte stă un pic și studiază. El. Acum nu, știe unde vine și așa, dar la secundă, că am mai fost la evenimente unde a cântat el. Și am văzut când îți dădea unul și altul dedicații, n avea de unde să-l știe. Dar acolo e foarte greu, adică ai trupa lângă tine, bineînțeles că te ajută, dar Ai la alți sar, sar nunta și pe tine, da, aia, fă aia nu mai ține minte unde s o opri cu melodie nu știu dacă o cântat vreo una capcoadă asta e partea rea la, la evenimente de ce nu? că lumea din entuziasmul ăla dedicație cântă o strofă sau un refren iară dedicație îl întrerupe Deci ce face fiind și ora, fiind și euforia nu poți să impui lumii, bă, nu nu da dedicații dacă e plăcerea omului dar și pentru voi s-au dat dedicații. De aia e 14 plicuri goale. Că spus, dedicațiile la plicurile s-au dus la domnul Omul Florin. s implicat, dar la Florin sală. Da. Tot ce s-a dedicat, au fost, o rămas de însul lui și echipei sau... Asta nu, nu știu. Nu. Că pe jos nu l-a aruncat cu bani. Ardeleni, eu nu. oameni de bun simț, i -a dat așa... Au fost și care au aruncat pe jos, dar are în echipă. Are? <laughs> da. da. Oameni care adună. Da, da, da. da. Oameni care curăță. Spun drept, eu am stat numai o oră să-l ascult pe Florin la... Mă rog să-l ascult, că e, cum zici tu, e greu să-l ascult. Să vezi da. spirala reciclării. Că m-am dus, când am dus, tata Nelson, să o de euro, zic, bă, îi dau și Ii eu. Da. <laughs> <laughs> și cine ne mai ia la copii o coloană? <laughs> Așa că... <laughs> da, 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 da. E... O tradiție frumoasă asta să ți se cânte la nuntă, nu? Da, și ne ai, ai dus, amintiri. N-ai dus copiilor ciocolată, uh, prăjituri. N-am mai apucat, nu m-a băț și aia să topea până. <laughs> nu, că -o, mi au scris mami, ce faci? Ți-am zis că s am zis să vii. Păi zic că acum cântă să la. A zis că nu stai la salam. Bida, oh, bă, mama. <laughs> a, 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 a. <laughs> E greu, e greu, o să vezi tu acum, mami, mami, dacă nu ajungi la mama. Chiar cum e voi? cât timp? Mai tata! Dacă nu e la rindia. Multe expresii au lansat și tata Nelson. O bombardează la rindia. Deci expresii pentru a actul da. în sine. Da. a Acolo Baștanu și Tionli Ce face Tucanu, apropo? E bine, e bine, e bine. Menține atmosfera în casă. Deci, are momente Tucanu când urlă. A, vede o ceară, vede un părumbel. Să fie 10 oameni în casă, 9 tresar. Cine nu tresare? Tata. Tata. Obișnuit. Asta, da. Obișnuit când tucanul creia la ciori. Păi românilor, mai. Ce, ce ai botcălat, gani am urlat. Închide geamul, închide ușile când faci de mâncare, că vin românii să <laughs> li foame. Da da, dar ai da, un urmărit cum să zic, ești cumva atipic, deci la 20 de ani cât ai? 20? Acum 29 de ani 29 ne? de ani, mulți înainte deci ajută. să te căsătorești la 29 de ani e un pic atipic, nu? pentru zilele astea da, 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 deci din păcate și din păcate zic multă lume tinde să meargă spre acum și când e vremea într-adevăr dar parcă lumea nici nu caută să fie vremea așa e? da, amână amână, Că mulți folosesc pretextul ăsta, bine mă, dar nu, nu am nimerit sau încă nu mi-e vremea sau e la timpul lor, da, dar un pic și să tu am casă, să am siguranță că cei dau la copilul ăla, Da, nu? sau să găsesc, să găsesc o fată cum se cade. până e pula aia nu o să găsești, da, te amăgești. <laughs> da. O fată mai găsești, dar un prieten greu. Adevărat. Blurează a <laughs> dat tata adrenalina aia de stand-up. <laughs> <laughs> La... Mami! Mami! Da. Du-te, dracu! Da. Ce, pi dacă, dacă zic coptii, da. că ești mincinos, ești nebun, mă, nu ești mincinos. Și atunci, nu știu să apese pe un buton și la roșu pe ecran. Da. da. Ca nu mi-e o albăstri. Ce ți albăs, Hai, tine, bă? de drumul, trăbuit culcătie? Du-te și culcătie. Dar mami, l-au băgat, au băgat după aia la apă, zice. La chivetă. Doar el dacă îl repară ăsta, că nu știu ce are, circuite sau nu știu ce ce cea Și-o mai zis că copiii m-au făcut mincinos și... Da. Soni Vaio, nu stai Sony. Sony așa. Îți dau eu Sony Vaio. Dar când l-am pus să suni, eu zic, l dăm un număr de pizza. Și când ai pus la... Publi 24. <laughs> o sunat la Publi 24. De la voi, mai, i am mai dat și tu înapoi. Da, da. Dar la, la tu pe o de HL-ul. Oi, și acolo Treci în coci! Oi, Eu n-am nimic cu tine. Iliana, fă-i o cafea. <laughs> da, asta nu... Ca la <laughs> triplă. <laughs> 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 Ia, astea sper să rămână le aveți și pe hard disk în cloud de, Dacă uh, să termină YouTube-ul... Sincer, nu. Aveți grijă. Au zis că nu mai are rost să cumpere hard disk că YouTube-ul le ține. ține. Alea deja au trecut în patrimoniul. Da, youtube Da, 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 exact. <laughs> și cu uh, Alexandra vă știați de mult. Din, din liceu. Din liceu. Am fost și mai bun prieten. Și mai bun. Încă sunteți. Încă sunteți, da. ia un câine și... <laughs> și după aia... <laughs> valurile vieții, tu ai fost și până în America, așa? Îi povestești da. un pic cum a fost acolo. A fost o experiență grea, frumoasă, dar am primit multe lecții. Am plecat în America pentru că am trecut printr-o perioadă mai aiurea. Sentimental. Nu, financiar. Tu? Da. da am fost într-o perioadă financiară un pic mai aiurea cu datorii. Ai să te desprinzi de... Nu neapărat, că eram... De... Tu de când ești pe picioarele tale, să zic așa? De la, la ce vârstă? Deci ca să zic așa, ca idee, tata, până pe la vârsta de 19 ani, îmi dădea 100 de lei vinerea, pe care îi spărgeam cum ieșeam din casă la club. Rapid îi spărgeam. Mai dădea el așa, dar tind să cred că încerca să mă ajute să mă. Nou, să mă fac eu mai puternic din punctul ăsta de vedere. Și m-am făcut mai puternic dând de tot felul de datorii, de obstacole de așa, care m-au îndrumat spre plecarea asta în America. M-am dus în America cu 300 de dolari, am ajuns, pentru că mi-am luat credit, am plătit avion, am plătit ce aveam și mi-au rămas 300 de, do de dolari. Când am ajuns acolo, am dat de experiențe foarte aiurea, pentru că băieții cu care m-am dus, o parte din ei, în țară totul bine și frumos, când am ajuns acolo, au început <gântu> cu niște piedici, Eu au mai fost în urmă știau. cu un an, știau cum stă treaba, m-au dus la outlet-uri, m dus la un alta, am stricat banii, și trei săptămâni am stat numai pe batonii proteice de la vers, din ceai, de, ceai verde sau ceva de genul. Uite te... cât e de sănătos, ce bine, ce... Că da. de atunci ai început să te configurezi. Da, și cum ziceam acolo, am trat peste tot felul de chestii. Și o amintire vreau să zic despre Ruc. experiența asta. Am mai avut, cred că, un dolar și ceva. E un dolar și 20 de cenți. În buzunar toți banii până primeam pe cu banii, salarul, mai dura vreo o săptămână. M-am dus la magazin, am văzut două ape în raft, erau la ofertă. Un dolar 20. Iau două ape, ies afară, să mă duc la autobuz să-mi caut un al treilea job. Și am văzut un om al străzi, de ăsta negru, era acolo la colț, am m-am uitat la ape și am zis, mă, puii mei. Una eu lui. Una eu dau lui. Deci nu mai avem niciun bani nimic. Apa am mai avut-o. Mă duc, vine singur autobuz cu wireless și acum îl țin minte șasele alb, autobuzul șase alb, intru în el, stau, pe o gură de apă, mă conectez și văd mail. Eu înainte cu o zi am aplicat la două restaurante, dar erau de să fiță, nu mă gândeam eu, ca spălător de vase. Și e cam norocul asta. Și după ce am dat apa, m-am urcat în autobuz și mi-a venit direct mail de la ea. Avem nevoie de tine și fii în când. Luni și marți, exact când aveam eu portița liberă, că lucram de miercuri până duminică la ambele joburi. Și luni și marți toată ziua. Deci eu lucram de luni până luni, una într -una. Dormeam trei ore jumate, ieșeam la 1 și la 5 mă trezeam. Plus minus. Da. Semne. A, eu cred în astea. Lecții. Cred în astea. Cât ai stat în America o vară? Patru luni. Patru luni. Patru luni. Și ai reușit să te redresezi după ce te-ai Financiar, intus? da. Da, am reușit. Și am avut și în gând să rămân acolo, dar sincer să zic, era bunica mea un pic mai așa cu sănătatea în perioada aia, fapt pentru care n-am putut să rămân și mă uitam și la Veveriță când mă uitam așa, cum eram supărat cu bunica mea, Veverița, știi? Veve, Veve, aca, Da. N-am putut să rămân, să știu că, dacă rămâneam trebuia să stau măcar vreo șapte ani ca să fie cu folos. Șapte ani. Păi nu, că după aia nu te mai poți Adică să rămân numai pentru un an, să-mi stric intrarea, nu se verita. Dar te-ai fi obișnuit și cu stilul Eu foarte bine. Ești, deci, Da, ești deci fii atent și cu americani acolo. Lucram, făceam curat în camere de hotel și ăsta care, managerul, care era, eram sub comanda lui, eu lucram de la ora 8. No, aveam nevoie să lucrez de la ora 7 ca să ies mai repede să mă duc la second job, la restaurant să spăl vase, nu la la difițe, până la ăla, la altul. Și mă gândeam, mă, cum să fac, ce să fac ca să mă iai mai repede. Am vorbit cu colegii, au zis, nu mai ia pe nimeni că de acolo am știut că poți să mergi și să te circoară mai repede să lucrezi. Am zis, bun, acasă aveam o carte, acolo unde să te tot așa, dezvoltare personală. Și în cartea scria, bă, dacă vrei să-ți ofere cineva ceva, cere ceva mai mare. Dacă vrei un par de apă, cerei un bidon de apă. Bă, dăm un bidon, bă, n-am cum să-ți dau. Nu dăm un par, un par pot să-ți dau, știi, creierul, bă. Și mă duc, și acum îl țin minte, pe manager stătea așa la calculator, mânca cireașe. Mă duc la el, domnul Clay, așa-l chema Clay. Hello, Mr. Clay. Hello, Nelson, please sit down. Cu ce te pot ajuta? Până acolo mi-a fost în engleză, de-aia vorbesc acum română. <laughs> <laughs> Un lucru foarte important, cine merge în orice țară, nu, să nu vorbești bine limba respectivă, chiar dacă o cunoști. Pentru că după aia nu mai poți să dai înapoi. Adică dacă ești prins într-o situație, la zice, bă, n-ai... Și așa poți să mai întorci. N-am înțeles, am înțeles greșit. Sorry. sorry, English, English, no good. Hello, sir. <laughs> Hello. <laughs> de cum să ai noștri pe cruză cu zi, zi, că zici frumos. Și, nu, no. m-am dus la el. Am zis, uite, am nevoie, am o problemă foarte mare în România, am nevoie de ajutorul dumneavoastră. La când au auzit în România, au zis, o și lăsat, au zis, da, ce s-a întâmplat? domnul Clay mi și rușine să vă cer, dar n-am ce face, am nevoie în avans de 4.000 de dolari. <laughs> la când auzit, au auzit, o tremurat ca un om pișirașele, tastatura și au început, da, Livian, crede-mă că, cum să-ți dau, că am cum să-ți dau asta, deci, dacă vrei să dau o cireașă, cireașă, deci, adică i-am dat scurt circuit. Asta am uitat așa la el, pauză, suspans și am început să râd. Nu, glumesc. Uitați de ce am nevoie. <gângă> mă puteți lăsa, vă rog frumos, nu să mă lăsați, să vin mai repede cu o oră, să lucrez de la șapte, pentru că second job-ul mi începe de la ora aia și nu, nu, no, nu mă ia dacă nu mă duc. Cum să nu, cum să nu, să nu mai zici la nimeni că n-am mai ăsta, dar te trec de mâine încep la șapte. și <gângă> ia și cireșele. Tată punga! Bun, bun. Deci... Da. Îl sunai pe tata Nelson să ceri sfaturi sau îți rămăseseră că tata ți-a dat tot timpul sfaturi de viață. M-a antrenat. Îți rămăseseră pe scoarța cerebrală și foloseai da, deci plus cu ce ai mai citit. Prin, prin, stilul lui, Așa. tata nu neapărat că mă învăța și mă tachina. Adică el nu zicea, hai fiule să te învăț. Bă, nimic nu știi. Uite, ce deci, ai ești Google, ești... No. Mă enervam, dar în viață mi-am dat seama că cu cât mă întâlnesc cu fel și fel de situații, cum zici și tu, milio înrădăcinat. Știi? Și îmi vin automat învățăturile lui și în mare parte am ajuns să-i dau dreptate de fiecare dată. Așa e? Deci pot să zic că m-au cre crescut ca și, ca și, pe un soldat, fără nicio urmă de exagerare. Au băgat militarie în mine care îmi prinde foarte bine. Da inconștient, subconștient. Da, da m am lucrat mult la subconștient <laughs> foarte mult. <laughs> da. și m au făcut să, să rezist. Și, uite și cu emisiunea la care am fost. Mulți vineau acolo, stăteau, au fost care să... La cum era puterea? puterea dragostei. Așa. Mulți au stat și două episoade, filmam două episoade pe zi. Două, două asta ca tip? Depinde cât material făceam dacă făceam material de, să zic, într-o oră jumate, umpleam patru ore de difuzare sau că se difuza, o oră jumate terminam episodul 2. Dacă nu, ne întindeam și 6-7 ore pe episod. Nu, no, erau care plecau după primele două filmări. Deci eu, mă, aici n-am cu, cu, capul. Erau care după, după două săptămâni, după o lună, ce dau. Pentru că experiența aia, multă lume râde când zic, dar chiar așa, n-am fost la pușcărie sau ceva, am cunoștințe care au fost. Și din câte știu și așa auzite și așa mai departe, exact așa au fost acolo. Adică era într-o încăpere cu mulți deținuți, să le să numesc așa, care, cu care trebuia să fii prieten sau să trăiești cu ei, vrei, nu vrei, dar nu erai prieten cu ei, pentru că fiecare își urmărea interesul. No, și și acolo am văzut că dacă eu scurat și nu, nu fac, să zic, mârșăvii, Așa l a aranjat Dumnezeu tot timpul de când credeam că nu mai am nicio șansă sau recedez, întorcea situația de era totul... În favoarea ta. Da. Și ai câștigat câte mii de... bineînțeles. După un an și jumate ce am deschis sezonul și am închis sezonul și am ieșit băiat favorit și am făcut rating materiale și tot, 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 tot. premiul a fost de 10.000 minus TVA. Minus TVA. Te-a vizitat și tata Nelson acolo, la un moment dat da. acolo, Da. da. Da, lasă. Vezi, pe tine nu te deranjează nimeni. Tu stai... Am închis telefonul. Închis telefon. Când nu mai aveți invitați, închideți-vă telefonul, dragi <laughs> la realizator de Și <coughs> merge bine treaba în cuplu, da. bogătașul. Crește. Îl mai mult pe lângă voi sau urmează să-l dați la crește grădii de astea? Mm, nu, no, eu sunt un pic așa cu răceli, cu bacterii, cu da. da, trebuie să-și facă și imunitate, dar... Și-o face, o face destul, -o face, da, -o face mâinca, destul mâinca tata de... pe gură vrea să-l pupe. Da, da, e drag, cum să nu e drag? E drag. Deci... E drag. La La grădiniță vreau să-l dau numai chiar ultimii doi ani. Așa, așa. Eu, eu am fost, în, pe vremea mea, să făcea numai un an de grădiniță obligatoriu. Eu am da, fost da. numai în anul ăla. N-am da. avut probleme să nu fiu sociabil sau ceva. De acasă. A, de acasă. <laughs> am crescut pe nu mai mult când eram... <laughs> Da, și acum vii cu drag pe Moldoveanu, deși și tu ești la rândul tău la... Da. Și deși nu mai e Moldoveanu ce-a fost. S-a stricat, o pleca multă lume. Feneș. Și ne-a venit nu noi de da. calitate. Un gând bun privitorilor de podcast, o vorbă înțeleaptă din partea ta la final de emisiune. Să credeți în voi și să faceți ce vă trece prin cap, cât timp nu deranjați pe nimeni. Și chiar dacă un milion de oameni vă zic că nu puteți să faceți nimic, dați înainte că Dumnezeu vă ajută dacă e ce trebuie. Eu acum mă uit, ăsta seamănă un pic cu Mandachi, nu? Cu Ștefan Mandachi, cu antreprenorul, așa. Ăla cu Spartanul. Poate dacă îl văd așa după nume, nu. Influencer. Și care e chestia? Când, nu știu, când vorbește serios sau când vorbești la glumă. Eu sunt tata <laughs> El are și intonație și tot de serios, dar e fapt tot de la glumă. Mersi, mersi. Eu îți mulțumesc pentru onoarea. Te mai așteptăm. Cu mare dragor? Ți-a plăcut aici la noi? Un pic becul, cam becu. Cred că e inclinat, nu știu dacă e intenționat. Becul. Cu ăsta stau un pic mai... Becur. O să remediem treaba. Mulțumim de urmărire. Sănătate. Rămâneți aproape. Urmăriți-ne pe toate mediile sociale. Becur. Fiindcă știți ce pierdeți. <laughs> deci tu îl închizi în emisiune.